Dacă în anul 1952 veneratul predecesor al Santității voastre, Papa Pius al XII-lea, dorea să se rute lanțurile celor care întemnițați în mod nedrept, plâng și suferă pentru atacurile asupra religiei în România, astăzi acest vis devine realitate. Petru este aici pentru a ne întări în credință, pentru a săruta și a vindeca rănile noastre. Pentru a ne încuraja spre un elan înnoit printr-o autentică purificare a memoriei. Aici, pe Câmpia Libertății de la Blaj, loc istoric al emancipării națiunii noastre. Aici, la Blaj, aici, la Blaj, bate inima bisericii noastre. Turma cea mică situată în periferiile existențiale față de cei mari ai acestei lumi. Aici, biserica noastră, înflăcărată în rugăciune și în acțiune, îi îmbrățișează pe cei de pe urmă, pe cei marginalizați, pe cei săraci, exprimându-și vocația sa înnăscută spre solidaritate. Vă mulțumim, Sfinte Părinte, pentru această bucurie pe care numai Dumnezeu ne-o poate dărui. Atunci când îi celebrăm în Eucaristie pe Cel ce ne unește, Iisus Hristos, Mesia, Lumina Lumii. Binecuvântați-ne, Sfinte Părinte, pe noi, biserica noastră, pe cei bolnavi, pe cei întemnițați, pe cei în vârstă, familiile aflate în greutăți, dar și pe mulții noștri credincioși care trăiesc în diaspora. Dumnezeul nostru și ție, mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea. Cele-n veci vecilor.